Nicio șansă. N-am mai intrat atât de mult în nisip. Dragii mei, dragi oameni buni, am renunțat la ideea asta. O să venim cu o altă variantă, altă soluție, mai bună. Cam asta e. E pe gata. Între timp, să vedem cum stau lucrurile. I-am schimbat piesele grupului de transmisie. Vedeți coroana dințată de deasupra, de la cutia de viteze. Pinionul de atac din interior, am curățat toate piesele și acum trebuie să-i montez și piesele astea din interior și roata dințată de la axul roților, da? Care e cu un dinte mai mare decât cele pe benzină, celelalte, da? Asta a fost o piesă specială, că pe aia cu 35 Nu puteam să o pun, vă dați seama, alt diametru, alte chestii, nu mergea. Garnitura, am dat cu ulei să nu se mai lipească. Deci am găsit și garnituri tot așa, pe comandă specială, deci nu le aveau pe stoc, dar au luat din altă parte și tot mi le-au adus foarte repede, băieți. De la Technic Bag, să vă faceți o părere așa. Piesele originale, după cum v-am spus. O să revin în continuare cu clipuri despre motocultor, ce s-a mai întâmplat, detalii interesante care pot conta pentru voi. Acum, haideți să-l și montez. E bine, cam așa arată și un grup de transmisie la un motocultor, 1350 de la OMAC. 1350S de 12 cai. Și acum vin cu capacul ăsta aici. Băi, oameni, să vedeți ce sistem are motosap asta, deci e incredibil așa ceva. Aici mai rămăsese o bilă din traia, gen astea de aici din interior. Nu am știut de la ce și am lăsat-o pe fund acolo. Și în realitate se mai pierduseră 5, le-am găsit pe jos. Un total de 6 bile. Le-am pus înapoi în găurile astea. Eu de aici bănuiesc că sunt. Partea asta cu canelurile astea vine în interior acolo. Și partea asta la altă, aici. Da? Asta are 12 caneluri și 6 bile, da? Ce vreau să vă spun, când apăs pe maneta de viraj, care e aia din lateral de fier, oala asta din interior, cred că se vede imediat după pinionul ăsta, între pinion și carcasă, e un fel de oală, aia se ridică. Și astfel zic eu că se decuplează. Ce nu v-am mai arătat? E axul ăsta central care vine băgat aici și face legătura între piese. Salutare, prieteni! Am fermat motocultorul și nu este o glumă. S-a întâmplat pe 11 noiembrie 2020, a trecut ceva timp de atunci, l-am făcut și toată reparația m-a costat undeva la 850 de lei, cu tot, cu uleiul de la transmisie schimbat. L-am fermat, așa puteți să-l fermați și voi, dacă nu urmăriți canalul Big PGA, de asta vă sfătuiesc să stați aproape și să apreciați ca informațiile să meargă și mai departe la cei din jurul nostru, să nu ne mai confruntăm cu astfel de probleme. Am fost un fel de cobai,
cam singurul din România care face teste reale cu motocultoare care nu sunt 4x4, ce e de menționat, foarte important. Piesele au fost cumpărate de pe Technic Mag, un magazin foarte bun care vi-l recomand. Au fost următoarele piese: coroana de sus, pinionul de atac, coroana principală, garnitura dintre cutia de viteze și grup și încă o garnitură care mi s-a rupt din păcate, fiindcă n-a fost unsă cu ulei la diferențial, la un satelit.